Ionel Alexandru are doar 38 de ani. În urmă cu un an a simțit disperarea pe care niciun părinte nu ar trebui vreodată să o simtă. Fetița ei, Maria, atunci de doar 12 ani, a murit din cauza unui infarct. Și-a plâns toate lacrimile și a învățat să trăiască cu un gol infinit. Totul de dragul copiilor rămași, Andrei în vârstă de 3 ani și Alexandra de 6 ani. Viața nu a fost însă mai blândă cu ea. Ba dimpotrivă, la scurt timp după ce și-a îngropat copilul, Ionela a fost diagnosticată cu cancer mamar, metastază. A urmat chimioterapia, radiațiile și extirparea sânului drept. Peste toate, Ionela a încercat să treacă cu fruntea sus. Știa că acasă are doi copii care trebuie să aibă cui spune mamă pentru foarte mult timp. A trecut peste toate, însă pentru o perioadă scurtă de cancerul a recidivat, iar medicii au spus că nu mai pot face nimic pentru ea. Ionela speră să-și vadă copiii mari. Mi-a atins plămânii, ficatul, zona pelviană. I-am implorat să-mi scoată tot ce e bolnav, să trăiesc fără un plămân, fără o parte din ficat, orice, numai să trăiesc pentru a-mi vedea copiii mari. Mi s-au mai dat undeva la 2 ani. Nimeni în România nu mai poate face nimic pentru mine. Nu vreau să renunț. Copiii mei și-au pierdut deja sora. Nu se poate. E nedrept să rămână și fără mamă. Copilului a fost extirpat un rinichi și din această cauză băiețelul are handicap neuropsihomotor. Atât micuțul Andrei, cât și fetița Alexandra, o minune blândă cu ochi albaștri, fac terapie. Copilul pentru a-și recăpăta mobilitatea, fata pentru a depăși traumele psihice prin care trece. E mică, dar nu atât de mică încât să nu înțeleagă. Mă mai întreabă de surioara ei pe care am pierdut-o și îmi spune că nu vrea să mă duc și eu la ea, că are nevoie de mine, că nu-mi dă voie să plec. Plânge, suferă, iar mie mi se rupe inima în bucăți. Mi-a fugit pământul de sub picioare de atâtea ori și cu toate astea, credința în Dumnezeu e tot ce mi-a mai rămas. Îl rog mereu să-mi mai dea timp, atât timp, mai spune Ionela. Mami, nu e așa că tu nu o să mori niciodată? Niciodată, îi răspunde cu ochii în lacrimi Ionela Alexandrei, minunea ei blondă cu ochii albaștri. Șansa ei vine din Turcia, acolo unde medicii ar putea prelungi viața. Pentru asta are nevoie de ajutor. Ionela se descurcă din pensia de handicap pe care o primește, alocațiile celor doi copii și venitul soțului, care este inginer agronom. Nu există vindecare, dar există șansa să îmi fie prelungită viața. Pentru mine, orice zi dată de la Dumnezeu este un miracol. În el îmi pună dejdea și oamenii buni care știu că există, a declarat ea. Relatează știromânia.ro.